Bună seara și bun găsit la știri! Iată care sunt pentru început titlurile serii. Începând de astăzi, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului are un nou director. Acesta este Mirela Sorina Neacșu, care va ocupa funcția până la organizarea unui concurs în condițiile legii. Este decizia aprobată de consilierii județeni în ședința ordinară a lunii octombrie. Unul din punctele înscrise pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean de vineri viza suspendarea din funcția de director executiv al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a Adelinei Pavel. Era vorba despre o solicitare venită din partea unei comisii de disciplină, care cerceta mai multe sesizări ale angajaților direcției, sesizări în care directoarei Adelina Pavel i se aduceau acuzații grave. Numai că, în plenul ședinței, lucrurile s-au schimbat, odată cu lămuririle de ultim moment aduse de președintele Marian Mina. La acest proiect de hotărâre vreau să fac un amendament și să vă informez că ieri am primit o adresă de la Primăria Giurgiu, prin care ne aduc la cunoștință că doamna Adelina Pavel s-a transferat la Direcția de Asistență Socială a Municipiului Giurgiu, începând cu data de 21 octombrie 2016, iar noi le-am răspuns că suntem de acord, deci acest proiect de hotărâre nu-și mai are rostul, în schimb... Că nu-și dați nu, voie. Deci, suspendarea, pardon. Având în vedere că de la data de când am inițiat proiectul de hotărâre până la data la care deliberăm astăzi, a intervenit modificări în sensul că raporturile de serviciu au încetat ca urmare a transferului interes de serviciu potrivit art. 90 litera. Se impune amendamentul să înlocuim suspendarea pe perioada efectuării cercetării de către Comisia de Disciplină cu încetarea raportului de serviciu ca urmare a intervenit transferul potrivit art. 90 litera. Deci să încetați raportul de serviciu. Mulțumesc. Dacă sunt întrebări pe acest proiect de hotărâre, vă rog, doamnă. Având în vedere că mi s-a dat o lecție de drept mai devreme, vreau să atrag atenția domnului Dinu că există o decizie a Curții Constituționale din 5-a 5-a 2016, prin care a fost declarat neconstituțional textul de lege privind suspendarea angajatului în perioada cercetării disciplinare. Dar noroc că s-a întâmplat cu bine. Doamnă, cât timp hotărârea Guvernului 1344 există? Dați-mi voie. Când se publică, devine obligatoriu. Nu, cu privire la amendament, dacă aveți ceva de... Ok. Supunem la vot amendamentul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Următorul punct înscris pe ordinea de zi avea ca subiect aceeași Direcție de Protecție a Copilului, unde trebuia numită o nouă conducere. Propunerea executivului a fost Sorina Mirela Neacșu. Dat fiind faptul că proiectul anterior a suportat modificări și acest proiect va suporta modificări, în sensul că numirea se efectuează până la ocuparea postului prin concurs. Numirea noului director s-a făcut prin vot secret. În urma numărării voturilor au rezultat următoarele: voturi pentru 23, voturi împotrivă 4, total voturi exprimate 27. Drept urmare, am încheiat procesul verbal și doamna a fost numită. Doamna director este aici? Este aici. Doamna director, în numele Consiliului vă felicit. Sper să vă desfășurați o activitate bună acolo și să și direcția să înceapă să se cunoască schimbarea acolo. Succes! Pentru încrederea acordată. Obiectivele mele sunt îmbunătățirea sistemului de asistență socială, deschiderea centrului pentru persoane vârstnice Oncești, extinderea rețelei de asistență maternală. Și relațiile între oameni acolo ar trebui să umblați puțin, interumane. Interes extrem de scăzut al tinerilor giurgiuveni pentru joburile oferite la bursa locurilor de muncă pentru absolvenți. În timp ce agenții economici participanți au pus la dispoziție circa 400 de locuri de muncă, puțin peste 100 de tineri au trecut pragul bursei. Deși se plâng tot timpul că nu au unde să se angajeze în Giurgiu, atunci când angajatorii le pun la dispoziție locuri de muncă, fie nu au calificarea necesară, fie pur și simplu nu vor să se angajeze. Este vorba despre tinerii absolvenți din oraș, pentru care joi Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă a organizat o nouă bursă a locurilor de muncă. Ca de obicei, interesul tinerilor a fost extrem de scăzut. Așa se face că, deși circa 40 de angajatori le-au pus la dispoziție aproximativ 400 de locuri de muncă din diverse domenii, doar 139 de tineri au trecut pragul incintei în care s-a desfășurat această bursă. 57 dintre ei au fost selectați în vederea susținerii de probe de lucru sau interviuri.
Potrivit organizatorilor, se pare că această ediție a Bursei Locurilor de Muncă pentru Absolvenți a fost cea mai slabă din toate cele organizate de-a lungul anilor, din punct de vedere al participării tinerilor. Munți de dulciuri, pastramă, pâine de casă, dar și blănuri. Toate acestea le pot găsi giurgiuvenii zilele acestea vis-a-vis de Spitalul Județean Giurgiu, acolo unde s-a instalat un nou târg. Giurgiuvenii s-au obișnuit deja cu tradiționalele târguri care poposesc la noi în oraș, așa că zilele acestea avem parte de un altul. Produse tradiționale românești au adus comercianții din toate zonele țării. Primul rând, din ce zonă veniți? Maramureșan cu Tamare. Și ce produse ați adus pentru giurgiuveni? V-am adus slănină, cârnați, pastramă de berbecuț, dacă vreți, și avem o ptită de casă care e proaspătă, tătă ziua o să-mi aducă tata. Și altceva, nu știu, vă așteptăm aici cu mare drag să veniți, o horincă o să avem, numai să o punem, că n-am apucat încă. Deci la început, dar așteptați giurgiuvenii să vină în număr mare, bănuiesc. Vă așteptăm, da, cu mare drag și în număr mare, bineînțeles. Ce produse ați adus pentru giurgiuveni, dar și din ce zonă veniți cu ele? Sunt din Valea Călugărească, bună ziua, bine v-am găsit, județul Prahova. Eu sunt producător de dulciuri, în general tradiționale de casă, de la turtă dulce, alviță, marmeladă, halva, foarte o gamă mare de ciocolată, de la rulade până la salam de biscuiți. Și am venit să bucurăm și pe cei din Giurgiu cu produsele noastre din Prahova. Pastramă, cârnați, slănină, pâine de casă, toate aduse din zona Maramureșului, dar și brățări, inele și coliere impresionante aduse de producători din București. Toate se găsesc la târgul de la spital. Și tot acolo, giurgiuvenii găsesc și o terasă cu produse tradiționale din zona Sibiului, dar și producătorii cu veste și căciul de blană. Datoriile înregistrate de anumite scări de bloc au determinat operatorul de apă să recurgă la măsura extremă întreruperii livrării apei potabile. Iar asta a nemulțumit mulți giurgiuveni afectați fără vină, aceștia având facturile plătite la zi. Subiectul a fost abordat și de purtătorul de cuvânt al PSD, Răzvan Cuc, în conferința de presă de joi. Pentru că datoriile acumulate sunt din ce în ce mai mari pe anumite scări din oraș, operatorul de apă a decis întreruperea alimentării cu apă. Asta a creat numeroase nemulțumiri în rândul giurgiuvenilor care nu au niciun fel de datorii, dar sunt privați de apă potabilă din cauza restanțelor vecinilor. Printre cei care au fost solicitați să se implice în rezolvarea acestei probleme, se află și purtătorul de cuvânt al PSD Giurgiu, Răzvan Cuc. Am avut și noi o discuție cu domnul director Preda de la Apa Service, pentru că, într-adevăr, înțelegem tot ce se întâmplă, dar pe de altă parte nu putem priva oamenii care își plătesc la timp și la zi dările de apă care este necesară. Sunt foarte multe cazuri. Pe lângă președinții de asociație ne-au sunat și ne-au scris și prin intermediul rețelei de socializare foarte multe persoane care au copii mici și în creștere, care au nevoie, deci, diverse nevoi umane și normale și care sunt, culmea, cu plata la zi. Și l-am rugat foarte mult pe domnul director să analizeze situația și să găsească o soluție de eșalonare a datoriilor răuplatnici și totodată să analizeze și caz cu caz fiecare scară de bloc, pentru că sunt scări de bloc unde sunt datorii mai mari și sunt unde sunt datorii foarte mici și, care pot fi acoperite, dar nu cred că, din punctul meu de vedere, trebuie dat un semnal brutal oamenilor și mai întâi trebuie făcut un prim pas de notificare, de înștiințare a persoanelor să-și plătească datorile și ulterior, se facă niște eșalonări. Deci nu oprirea bruscă apei care, a generat un val foarte mare de nemulțumiri la nivelul locuitorilor din Giurgiu. Reprezentantul PSD spune că s-au primit numeroase sesizări pe această temă, pe toate canalele de comunicare, telefoane, SMS-uri, ori rețele de socializare, valul giurgiuvenilor nemulțumiți de deciziile conducerii operatorului de apă fiind tot mai mare. Sper să se remedieze această problemă cât mai curând. Din ce am înțeles, deja au început să se rebranșeze, să-ți dea drumul la sistemul de apă în blocurile în care au fost oprite. În timp ce pe șantier lucrările decurg bine, în birourile primăriei dosarele pentru o locuință socială sunt analizate și se cer actualizări de documente. Cea mai veche cerere datează din 1997 și peste 2000 de dosare sunt reverificate.
Recent, primarul Nicolae Barbu a fost premiat la Gala Premiilor în Administrație pentru construcția de locuințe sociale, investiție importantă în municipiu, având în vedere cererea foarte mare venită din partea populației. În prezent se lucrează la construcția altor 90 de astfel de locuințe, ce trebuie să fie gata în curând, așa cum a declarat recent edilul șef. Suntem în faza în care constructorul lucrează susținut la finalizarea lucrărilor exterioare la blocul de 20 de locuințe din Istru. S-a terminat și turnarea ultimei plăci de pe etajul 3 și urmează acoperișul și apoi lucrările interioare. Ei ne-au garantat că până la sfârșitul anului vor finaliza acestea și vom face procesul verbal de recepție finală. În timp ce pe șantiere se lucrează la finalizarea proiectelor, în birouri se iau la mână cele 2045 de cereri. Se cer actualizări de documente și completări de dosare. Cea mai veche cerere datează de acum 19 ani. Stau eu și vă întreb și întreb pe toți care pot să-mi dea un răspuns. De ce n-au beneficiat acești oameni de atâția ani? Pentru că locuințe sociale s-au tot dat. S-au dat la obor destul de multe, s-au mai dat prin Istru, s-au mai dat prin Istru. Păi da, dar credeți că cele care s-au dat la obor aveau cereri mai vechi de 1997? Între timp, la Giurgiu vor mai fi construite alte 22 de locuințe, de data aceasta dedicate specialiștilor, ca o încercare de a-i determina să nu mai plece din oraș pentru alte avantaje materiale și financiare. Deja am semnat contractul, săptămâna trecută am aprobat și raportul, nu săptămâna aceasta, și dezmembrarea terenului și la un moment dat măsurătorile cadastrale pentru a da la MDRAP și pe suport electronic configurația terenului unde se va construi. Avem și proiectul pentru acest bloc, pentru că este un proiect identic cu unul din blocurile ANL de la Aubor. Deci nu, eu știu, nu mai pierdem timp cu licitația, cu proiectării, cu proiectul tehnic. Deci îl vom prelua, acel proiect, bineînțeles actualizat și la spațiul respectiv, la amplasamentul respectiv și îl depunem la MDRAP, la ANL-ul, tocmai ca să urgentăm demararea licitației pentru construcție. Pacienții cu cancer, boli neurologice, cardiologice sau pulmonare vor avea acces la cele mai noi tratamente. Guvernul a aprobat actul prin care se demarează plățile în avans pentru fermieri, iar femeile din România au salarii aproape cu 10% mai mici decât bărbații. Despre ce este vorba aflăm din rubrica Flash. Pacienții vor avea acces la cele mai noi tratamente după ce protocoalele de tratament care vizează arii terapeutice importante au fost finalizate. Acum urmează să fie puse în dezbatere publică 17 protocoale de tratament pentru cele 21 de medicamente înscrise pe lista de medicamente compensate și gratuite prin hotărâri de guvern deja adoptate. Se asigură pentru un număr mare de pacienți accesul la cele mai noi alternative farmacoterapeutice pentru oncologie, neurologie, cardiologie și pneumologie. După încheierea dezbaterii publice, o etapă obligatorie, protocoalele vor fi publicate în Monitorul Oficial. Termenul până la care toate aceste proceduri ar trebui să fie îndeplinite este jumătatea lunii noiembrie. Noile molecule sunt deja pe lista de medicamente compensate și gratuite, astfel că pacienții vor avea acces imediat la tratament. Magazinele care vând pâine și produse de patiserie, precum și restaurantele, sunt obligate, începând de joi, să informeze consumatorii în legătură cu utilizarea produselor congelate, a declarat pentru News.ro directorul general al ANPC, Paul Angel, care a precizat că instituția va iniția controale pentru a verifica respectarea acestor reglementări. Conform ordinului ANPC pe această temă, operatorii economici care comercializează către populație pâine, produse de panificație și produse de patiserie obținute din produse congelate, precum și unitățile de alimentație colective care utilizează la prepararea meniurilor produse alimentare congelate, au obligația de a informa consumatorii prin afișare la loc vizibil, lizibil, ușor de înțeles, într-o formă care să nu permită ștergerea, după caz pe un afiș, pe etichetă, ambalaj de vânzare, în meniul oferit ori altele asemenea, ce însoțesc produsul cu mențiunea produs sau din produs decongelat.
Guvernul a aprobat miercuri actul normativ prin care pot fi demarate plățile în avans pentru fermieri, a declarat directorul general în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Elena Tatomir. Potrivit acesteia, până în momentul de față, APIA a plătit circa 2,5 miliarde euro fermierilor și până la sfârșitul anului suma va crește la 3,5 miliarde euro. Sâmbătă, Achim Ilimescu, ministrul de resort, declara că fermierii vor primi avansul pe suprafață începând cu această săptămână. Acesta a susținut că fermierii aflați în control, dar cu un risc scăzut de eroare, vor putea primi un avans la plățile pe suprafață, deși teoretic banii pentru aceștia se dau după 1 ianuarie și după efectuarea controlului administrativ. Femeile din România au salarii cu 9,10% mai mici decât bărbații, ceea ce înseamnă că din 27 noiembrie și până la sfârșitul anului, femeile nu sunt plătite pentru munca lor, conform unei cercetări realizate de compania Expert Market. În Europa, femeile au în medii salarii anuale cu 16,68% mai mici decât ale bărbaților, echivalentul la circa 2 luni de muncă neplătită. Cele mai mici diferențe procentuale între salariile femeilor și ale bărbaților se înregistrează în Slovenia, Malta și Polonia. România se află pe locul 9. Cele mai mari diferențe procentuale între salariile femeilor și cele ale bărbaților se înregistrează în Bosnia, Ucraina și Georgia. Astra a reușit prima victorie din grupele Europa League în fața celor de la Victoria Plzeň. Campioana României a făcut un joc bun și a câștigat cu 2-1, aflându-se acum pe locul al treilea în grupă, la doar 2 puncte de primele 2 locuri. Astra Giurgiu încă păstrează șanse de calificare în grupa E după ce joi seara a învins campioana Cehiei chiar pe terenul acesteia. Denis Alibek a fost cel care a reușit să aducă primele puncte pentru echipa antrenată de Marius Șumudică în această ediție a competiției. Cu 4 minute înainte de pauză, atacantul Astrei a deschis scorul după o combinație de pase finalizată cu execuția excelentă a lui Alibek. Campioana României și-a majorat avantajul în minutul 64, când Horava a deviat în proprie poartă un șut expediat de la distanță de același Denis Alibek. Pe finalul meciului, gazdele au primit un penalti pe care l-au fructificat, însă Astra a reușit să aducă prima victorie românească din acest sezon al Europa League. În grupă cu AS Roma, Austria Viena și Victoria Pilsen, după ce și-a întâlnit toate adversarele, campioana României se află pe locul al treilea cu 3 puncte, pe primele 2 poziții fiind Roma și Austria Viena, la egalitate, ambele cu 5 puncte. Mai urmează însă 3 partide pentru fiecare formație, șanse de calificare având toate. Intrați în campionatul de Republican după o pauză de 6 ani în această competiție, puștii de la Dunărea Giurgiu au un parcurs foarte bun. Juniorii sub 17 ani, antrenați de Narcis Coman, se situează după 10 etape pe locul al treilea în campionat, cu 6 victorii, 3 rezultate de egalitate și o singură înfrângere. Dacă în campionatul județean de fotbal echipa mare de la CSM Dunărea Giurgiu este pe primul loc și se luptă pentru câștigarea titlului de campioană județeană și generația viitoare de fotbaliști instruiți de clubul municipalității promite multe. Reîntors și anul acesta în campionatul național de fotbal sub 17 ani, puștii antrenați de Narcis Coman și Dorian Gârlea se descurcă onorabil. Parcursul echipei de juniori Republican B e un parcurs bun, mulțumitor, care ne dă speranțe pentru viitor. Au trecut deja 10 etape, au înregistrat 6 victorii, 3 egaluri și o înfrângere, o înfrângere cu echipa Dinamo, care sperăm ca sâmbătă la ora 12 să ne luăm revanșa în fața lor. S-a creat un grup frumos, un grup de copii care vor să facă performanță. Sâmbătă, 22 octombrie, tinerii fotbaliști dau piept cu cea mai bună formație din seria 4 a campionatului național sub 17 ani, echipa de tineret a prim-divizionarei Dinamo București. Formație cu un parcurs perfect, 10 victorii din tot atâtea etape și un gol averaj zdrobitor, 65 de goluri marcate și doar 3 primite. Pe această cale invit toți iubitorii fotbalului juvenil să vină la stadionul Dunărea Port din Giurgiu pentru a vedea partida de la ora 12 în compania celor de la Dinamo. Este considerat întemeitorul școlii românești de balet modern, este fondatorul și directorul primului teatru de balet din România. A apărut pe toate marile scene ale lumii, precum Teatrul Bolșoi, Opera din Milano sau Metropolitan New York, iar sub conducerea sa, baletul românesc s-a bucurat de succese și recunoaștere fără precedent în străinătate. Este vorba despre Oleg Danovski, de la cărui moarte se împlinesc astăzi 20 de ani.
Cel care avea să fie supranumit Sfinxul Slav s-a născut în Ucraina, dar avea origini germane. Tatăl său, von Hildebrand, aparținea unei familii de baroni aduși de Petru cel Mare din Germania. Când bolșevicii au luat puterea prin forță, acesta a luptat ca ofițer împotriva lor, fapt ce l-a determinat să o trimită pe soția sa, Juliet, la adăpost, la Cernăuți. Din 1920, ea s-a angajat ca maestră de balet la Teatrul din Cernăuți, astfel încât Oleg Danovski a crescut de mic într-un mediu artistic. Inițial a dovedit o înclinație specială pentru vioară, instrument pe care l-a studiat timp de 7 ani. Ulterior s-a dedicat dansului. La 14 ani a ales să fugă la București cu o elevă de-a mamei sale. După o perioadă de lipsuri în care a dormit prin parcul Cismigiu și a mâncat doar pâine și apă, s-a angajat ca balerin la Teatrul Cărăbuș. Foarte curând avea să devină prim solist, acceptând provocarea de a-l înlocui pe balerinul care se îmbolnăvise. Remarcabila sa evoluție la premieră i-a adus supranumele de Sfinxul Slav. La 17 ani devenea cel mai tânăr coregraf din lume, activând o vreme la Teatrul Evreiesc. S-a angajat apoi ca solist la Opera Română din București, unde a început să monteze spectacole remarcabile. A avut privilegiul să colaboreze cu mari artiști ai vremii, precum Josephine Baker sau Boris Kneazev. Celebrul Robert Hellman l-a invitat să monteze la Londra Lacul Lebedelor, capodopera sa fiind printre cele mai bune montări cunoscute. Și-a format un ansamblu de 150 de balerini, iar în 1949 a devenit decanul Academiei de Balet. A militat pentru separarea baletului de operă, fără succes însă. În cele din urmă a solicitat pensionarea de la Teatrul din București, dar a fost refuzat. În 1978, în drum spre Varna, unde urma să jurizeze un festival internațional de balet, a făcut un popas la Constanța, unde s-a întâlnit cu directorul teatrului de revistă Fantazio, Aurel Manolache. Acesta i-a propus o colaborare. Oleg Danovski l-a convins să înființeze o secție de balet a teatrului Fantazio, ansamblul de balet clasic și contemporan, inițial constituit din tineri absolvenți ai liceelor de coregrafie din București și Cluj, primul spectacol montat fiind Chopiniana. Ultimul său spectacol, creat cu puțin timp înainte de moarte, în 1996, a fost Creasa Zăpezilor. Deși grav bolnav, Oleg Danovski a reușit să-l monteze în doar 2 săptămâni. Celebrul coregraf se stingea din viață la 21 octombrie 1996. Din păcate, la 8 ani de la moartea maestrului și în profund dezacord cu eforturile sale și aspirația ca baletul să beneficieze de o instituție de sine stătătoare, Teatrul de Balet a fost desființat, fiind comasat cu opera, iar din 2010, Teatrul Național de Operă și Balet Oleg Danovski a intrat în administrarea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național. Haideți să revedem titlurile serii. Adelina Pavel nu mai este director la Direcția de Protecție a Copilului. Doar 139 de absolvenți au fost la bursa locurilor de muncă de joi. Probleme cu apa potabilă, din cauza datornicilor suferă și bunii platnici. A venit din nou târgul în oraș. Astra Giurgiu a reușit să spargă gheața în grupele Europa League. Aici se încheie jurnalul Muntenia din această seară. Rămâneți cu noi pentru a urmări înregistrarea integrală a ședinței ordinare a Consiliului Județean de astăzi. Eu sunt Ana Maria Trăsnea, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o seară bună și un weekend minunat!